iar eu nu vreau să-i prelungesc. Împreună, dragii mei, de astăzi înainte să ne rugăm cu Dumnezeu ca să ne ajute să putem să lucrăm în via Domnului ca să aducem roadele cele mai bune la vremea răsuită, iar la sfârșit să putem să primim răspunsul cel bun din gura Domnului Iisus Hristos. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune în bucuria Stătorului Tău. Amin. Părinte, dragi,